filiala Lugoj a Societății de Științe Istorice din România. E un număr consistent, 600 și de pagini. Sigur că dacă numărul 6 a fost dedicat anului 1918 și multe din materiale se refereau la evenimentele anului 1918, acest număr am încercat să mergem, să continuăm și să dedicăm anului 1919, chiar dacă nu am scris explicit acest lucru. Anul 1919 pentru Banat n-a fost atât de spectaculos în evenimente ca cel ca precedent, dar n-a fost deloc un an oarecare. Ori ne-a prezentat cu lux de amănunte și cu foarte multă elocință unul dintre aceste elemente, și anume instaurarea administrației românești în Banat. E anul în care se tranșează, inclusiv în plan internațional, prin tratatele de pace, soarta Banatului. Nu cam cum ne-am fi dorit noi. Știți, planul maximal al lui Ionel Brătian. Două treimi au rămas în Banatul românesc, restul au trecut la viitorul stat, regatul Sârbo-Croat și Iugoslavia mai târziu. A fost anul primelor alegeri libere pentru primul parlament al României Mari. Foarte spectaculoase aceste alegeri. Săptămâna trecută la Gaudeamus s-a lansat o carte, printre care studii care au cuprins toată țara, vreo 22 de studii, inclusiv județul Caraș-Severin, alegerile din Caraș-Severin. Am trimis eu un studiu și Vasile Docea, directorul bibliotecii, alegerile din Timiș-Toronta. La Lugoj au fost cele mai spectaculoase alegeri din Banat. Le-am consemnat și aici un articol extins despre modul în care s-au desfășurat aceste alegeri. A fost anul în care s-a trecut la învățământ de stat în limba română. Și-au început cursurile în septembrie 1919, marile licee din Banat, dintre care Brebiceanu, liceul Doda din Caransebeș, liceul Cedeloga din Timișoara, liceul pedagogic, la fel, din Timișoara. Deci, a fost totuși un an, chiar dacă nu atât de spectaculos ca precedentul, a fost un an foarte important. De aceea am căutat și noi să acordăm acest spațiu important acestor evenimente. Prezența militară franceză și administrația Banatului în perioada noiembrie 1918 august 1919, un studiu a unora dintre cei mai mari specialiști pe această perioadă, ordinarul profesor Gheorghe Iancu. Lugojul și armata franceză în 1919, Horațiu și Monica Suciu. Povestea unei fotografii, manifestări de înfrățire cu ostașii misiunii militare franceze organizate de către locuitorii de naționalitate română din orașul Lugoj, cu prilejul sosirii și staționării lor în oraș în perioada 27 ianuarie-23 iulie 1919. Vasile Dudaș. Problema Banatului la conferința de pace de la Paris. Ciurușchin Miodrag. 3 august 1919, 100 de ani de la intrarea trupelor române în Timișoara, Constantin Gomboș.
alegerile parlamentare, de care v-am zis, și consolidarea, consolidând Marea Unire, Lugojul în anul 1919 și Coș-Ibărea. Pe lângă aceste studii referitoare la anul 1919, volumul abordează alte subiecte. De altfel, să știți că am respectat ceea ce ne-am propus de la primul volum, ca toate articolele să se refere numai la Banat. Poate suntem considerați regionaliști, dar dacă se numește Institutul Bănățene, atunci să fie Bănățene. Și inclusiv acest număr, toate studiile sunt din Banat. De la studii de arheologie, profesor universitar dr. Marius Grec sau arheologul Ion Bejinariu, bănățean din Traian Buia, dar care este arheolog acum la muzeul din Zalău. Sofronie Mureșan vorbește despre satul Rădmănești, Ioana Țegan și Alexandru Coșa prezintă un an, doi ani, de fapt, 1934 și 1937, din cronologia Banatului, comanditar în Banatul secolului al XVIII-lea de Bogdan Pleș, care este aici și o să vă prezinte studiul. La fel, Stelian Boia vorbește despre Lipova, Brătescu de la Caransebeș despre rolul fondului de carte a unor biblioteci din Banat, Eusebiu Narai despre județul, ocupația sovietică în județul Severin, Lazar Gruneanțu, un avocat care după pensionare a devenit un pasionat al istoriei, a scos un valoros volum de avocați din Banat și Transilvania, participanți la Alba Iulia, vorbește despre eporarea avocaților din Baroul Lugoj. A găsit la arhivele statului câteva documente foarte interesante din anii 47, 49, 50, referitoare la o perioadă mai tristă. Să nu uit pe unul dintre cei mai mari istorici ai Banatului, Costin Feneșan, cu un studiu român și turci în Banatul de Munte în 1738 și 1788. Deci, așa cum v-ați dat seama, se merge din antichitate, din preistorie, până în perioada contemporană, lucrarea se încheie cu un studiu al vicarului, părintelui vicar de la Mitropolia Banatului, Ionel Popescu, despre modul în care a fost reflectată Revoluția din 1989, că în acest an, și 30 de ani de la acele evenimente, în presa germană. El fiind în perioada respectivă la studii în Germania. Încheie această prezentare a volumului prin a mulțumi primarului din Făget. Nu a putut veni, este la o întâlnire a Lovrii cu primarii din liberal din județul Prigul, pentru că este al treilea an consecutiv când tipărește prin cheltuiala primăriei volumele noastre. Aștept ca la anul să se revanșeze și primăria Lugoj. Vamos
Și acum, unde e Orațiu? Prezintă-ți tu câteva aspecte din articol, ca să ne mă odihnesc eu. Și apoi, am crezut că puneți un tânăr în... Eu? Nu pun un tânăr, dacă tu te consideri atât de bătrân, te rog, Bogdane. Domnul profesor Bogdan Cleș este elevul meu de la liceu din Făget, acum profesor de istorie la Betapă. Mulțumesc, bună seara. Articolul meu nu se referă la perioada aceasta a Unirii sau Romanii Unirii, ci tot este un capitol din lucrarea de disertație pe care am scris-o anul trecut, în 2018, cu titlul de categorii de comanditari și rolul lor în configurarea peisajului bănățean în secolul al XVIII-lea. Anul trecut am făcut o sinteză a celor trei categorii de comanditari din mediul aristocratic, nobil, mediul rural, de knez și obernez, și mediul clerical. Ei bine, în ultim capitol din lucrare se referea la meșterii care au conceput operele de artă, indiferent dacă erau arhitecturale, picturale sau sculpturale, care de fapt au fost adevărații artizani sau ingineri care au proiectat astfel de opere, bineînțeles cu finanțe din partea acestor comanditari. Comanditarii, prin condiția și poziția lor socială, fie că vorbim de mediul aristocratic, clerical sau rural, au influențat peisajul artistic bănățean al secolului al XVIII-lea prin finanțarea operelor de artă. Operele comanditarilor au fost executate de diferiți meșteri, constructori, arhitecți, zugravi, sculptori, pictori, care inevitabil și-au pus amprenta pe creațiile lor. În domeniul arhitecturii, într-o primă fază, avem menționată influența inginerilor militari străini, contribuția acestora fiind esențială în noile sisteme moderne de apărare. Și avem menționați pe Caiburg, Lacasse, Montenham, Rossi, Montefalco, Harbsmeyer, la care se adaugă constructori care vizează construcții laice. Johannes Lechner, Gaspar Distel, toți aceștia au construit sistemul defensiv al cetății Timișoara după ce Banatul intră în componența Imperiului Habsburg. A doua etapă este marcată de autonomia instituțiilor care se ocupă cu ridicarea de construcții civile. Da? Și aici avem o serie de edificii. Iar maestri au fost cei precum Kolska, Steinlein, familia de constructori Sachs, Martin Schlüssler, Plattl, Herrl, Kartuschk, J.C. Müller, Max Egger, Johannes Bruck. Educați în spiritul epocii baroce și instruiți pe șantierele centrale europene, această pleiadă de meșteri vor iniția diferitelor comunități bănățene, indiferent de confesiune sau religie, modele arhitecturale, picturale sau sculpturale baroce, care vor modula diferențele confesionale, făcând din promotorii acestora vectorii unei interculturalități ce a marcat evoluția Banatului până astăzi. Da? La momentul venirii austriecilor, populația era mixtă, română, sârbă, predominant, iar apoi, după colonizările în timpul Mariei Tereza și Iosif al II-lea, soluția demografică se va schimba. Și aici menționăm activitatea lui Carl Alexander Steiner, proiectant a unei sumedenii de biserici precum Grabatz, Leinau, Iecea, Bilet. A mai fost arhitectul la numeroase planuri de tip casă pentru noi coloniști. Maestrul Johannes Lechner va demara lucrările la alcașurile de culc ale franciscanilor, salvatorienilor, misericordieni, toate aceste biserici catolice
vor fi dotate cu un bogat mobilier liturgic, cu picturi și statui în stil baroc. Nu am menționat stilul baroc în toate domeniile artistice. Va fi liantul care va uni toate confesiunile și toate etniile în Banat, fiindcă fiind un stil impresionant, va fi preluat de toate etniile și confesiunile în Banat și va inspira la o toleranță în Banat, în care în alte zone au iscat conflicte. Românii și sârbii de confesiune ortodoxă vor accepta cel mai bine influența barocă. În Timișoara, în cartierele Mehadia și Fabric, se ridică biserici cu un turn pe fațadă, în stilul epocii. Excepție făcând adormirea Maicii Domnului din Lugoj, singurul lăcaș românesc a perioadei, înzestrat cu două turnuri clopotniță pe fațadă, fără a fi scaun episcopal. Edificiul la care a lucrat maestrul Iohannes Brudnă și zidarul Iohannes Burdă. Acești locali, despre care știm foarte puțin, nu puteau onora numărul mare de comenzi artistice, nici măcar din cetatea Timișoarei și nici de cum al întregii provincii. De aceea, majoritatea comanditarilor se orientau spre artiști peregrini, specializați de altfel în domeniu, formați în atelierele din Viena și Buda. Comenzi care erau adesea foarte costisitoare. Acestea fiind un factor determinant în decizia administrației locale de a încuraja stabilirea unor meșteri și artiști străini în provincie, dar mai ales la Timișoara. Unul dintre primii meșteri care s-a stabilit în capitala de pe Bega a fost sculptorul bavarez Kasper Mayer. Acesta îi se acordă în 1744 titlul de cetățean al orașului. Sculptorul Konrad Staud, în 1710, a migrat spre noua provincie imperială. Acesta s-a naturalizat devenind bănățean, fiindu-i atribuite o serie de statui de altar din Iecea Mare, destinate bisericii catolice, precum și alte opere din biserici de pe cuprinsul zonei de sud a Banatului. Deci, toate aceste noi construcții, avizate în special în mediul catolic. Ei bine, în mediul ortodox, datorită resurselor puține de care dispuneau cetățenii, s-a orientat mai mult în domeniul picturii. În domeniul picturii există în Banat o moștenire destul de însemnată din evul mediu, reminiscențe balcanico-bizantine. Și aici avem o mențiune a istoricului Aurel Cosma. Prima mențiune despre pictura bănățeană datează din secolul al XVIII-lea, după retragerea stăpânirii otomane, când se fondară în diversele părți ale provinciei școli de zugrav români cu menirea ca să se pregătească pentru pictarea noilor biserici ce se ridicau în locul celor distruse de năvălirea semilunii. Dar majoritatea lăcașilor de cult erau din lemn. Da, și ele peste ani au fost incendiate și atunci, în secolul al XVIII-lea, s-a hotărât construcția unor noi lăcașuri din material solid și, bineînțeles, că aveau nevoie de pictori ca să decoreze noile lăcașuri. Și în Banat au existat acești jugravi care se ocupau cu decorarea acestor lăcașe de cult. Pictura murală de la Dragomirește, exemple, efectuată de zugravii Savu Săbran și Grozavu Bărzan, în 1774. În realizarea picturii interioare la lăcașul de cult de la Zolt a fost Teodor și Atanase din Lugoj, în 1781. Între 1782 și 1783, zugravul Gheorghe Diaconovici au pictat la biserice din Povergina și Bătești, ajutați la ultima lucrare de Ștefan Popovici. Tot istoricul Aurel Cosma afirmă că școlile erau inițiate și susținute de vechile mănăstiri românești, ba chiar și de particulari, cum este cea de pictură religioasă a lui Vasile Diaconovici Loga, bunicul marelui pedagog de mai târziu. Această instituție funcționa în localitatea Sredișea de lângă Vârșeț. În
începând cu anul 1736, a produs pictori renumiți precum Raicu din Vârșeț, Petruții din Timișoara și Gheorghe, fiul lui Vasile Diaconovici Lova. Lucrările lui Gheorghe Diaconovici se înscriu la limita dintre tradiție și noutate. Modelele occidentale văzute din perspectiva novatoare și moderată a programului și limbajului stilistic. Influența picturii românești care s-a petrecut sub oplătuirea tatălui său, Vasile Diaconul, nu sunt sesizabile. Gheorghe Diaconovici, fiind primul meșter român sucrav care a figurat conceptul baroc al continuumului spațiu într-o lucrare timpurie în anul 1763, recurgând la iluzie și la compoziția în ax diagonal. Singurul maestru Gheorghe Diaconovici, care a pictat într-un lăcaș de cult din mediul rural un portret după regulile picturii de Chevalet. Acesta a imortalizat aspectul comanditarului Cnez Ion Medescu de la Povergina, meșterul asumându-și libertatea de exprimare plastică, fiind o lucrare reprezentativă a geniului, rivalizând cu cele ale Oberknezului Gavrilă Gurea, da, cel care a finanțat adormirea Maicii Domnului din, din Lugoș. Pictura murală, care este specifică decorării pereților, este în strânsă legătură cu pictura de iconostas, fiindcă este realizată de obicei de aceeași jugra. Pictura se înscrie inevitabil pe aceeași linie, oscilând între tradiție și modernitate, pe care îl relevă comenzile primite la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui următor. Ca un fel de încheiere și concluzie, zugravii care au lucrat în aceste lăcașuri de cult sunt foarte puțin cunoscuți, la fel și data la care au realizat comenzile de pictură. Însă au avut oportunitatea de a fi mediatori imaginii, contribuind la selectarea acesteia în limitele solicitării venite de la comanditarii rurali, ceea ce a însemnat reforma atât la nivelul conținutului de idei, al limbajului stilistic, cât și al tipurilor iconografice. Mulțumim, Bogdane. Deci eu vă mulțumesc. Din păcate, din pictura de la Povergina n-a mai rămas nimic. De fapt, n-a mai rămas nimic din biserica de la Povergina. Acum 2 ani. Ia niște condiții. Deci acum nu mai există nimic din biserică. Există azi tot acoperișul 7 minute. Da. Deci, și tot ce a fost în biserică, au rămas doar pereții. Arși, știu eu, 5-6 cm pe interior, dar fiind lipiți pe exterior, au, între timp au venit pompierii de la Făger și au încercat și au reușit să îi salveze. E un proiect... Bun, dar cât la sută, mă scuzați, Andreu, cât la sută din pictura a fost salvată? Sau să zicem... Din pictura... Păi n-a mai rămas nimic. Deci din pictură n-a nici măcar 0,1%. Absolut nimic. Deci, biserica... Dar s-a făcut, mă numesc că există poze, nu? Înaintea sigur de... că da, există poze, culmea, că biserica a urmat peste 3 luni de zile să intre într-un proiect de restaurare. Avea toate aprobările să intre într-un proiect de restaurare. Ce s-a întâmplat? Cum s-a iscat din ăsta? Bine, acum să nu ne alungem pe urmă. Bun, lezul este foarte vechi. Nu, de ce s-a întâmplat? Preotul și cu oamenii din sat, până instalația la... electrică bunez, nu? În teie sau ce? Poftim? De la instalația electrică, scurt circuit sau? Nu, nici măcar că nu era curent. Deci nu, nu aveau curent. Au curățat cimitirul în săptămâna premergătoare Paște. Și acolo n-au supravegheat, a sărit o scânteie. A, deci a fost, s-a dat foc la ea. A sărit o scânteie și nu s-a mai putut salvare. Absolut. Sigur, Miloia a fost în 1935, a stat 2 zile în Povergina, a făcut releveuri foarte clare, le-a și publicat în Luceafărul. Ea se poate restaura mai puțin pictura. Era cea mai importantă. Era cea mai importantă. Bun, aș vrea să te întreb, nu sunt de acord cu tine referitor la... ce ai spus că barocul
liantă interculturală, ok, dar trebuie văzut baroc mai mult, barocul trebuie văzut mai mult ca o modă, da? Ca o modă care a ajuns și în Banat. Da, și cred că Banatul nu ar trebui atât individualizat în secolul XVIII, pentru că e destul de dificil să vorbim doar despre, e adevărat că avem meșteri locali, dar să vorbim despre meșteri locali versus meșteri străini, pentru că un francez, italienii care au venit, ei de fapt s-au plimbat prin toată Europa Centrală, iar de ce se explică că edificiile de cult sau edificiile sau clădirile de instituții sunt în stil baroc, pentru că evident mâna de lucru a fost locală, dar constructorii, baumeisterii au fost germani, da, cehi, slovaci, da? Iar doar la nivel bisericesc, pe filiera asta de rit, avem maulerii, zugravii, iconarii, care evident aici există o legătură în toată lumea balcanică, zugravii care vin și pictează. Dar au fost influențați de stilul baroc, de asta da, bineînțeles. În Lian, că s-au inspirat din modelele coloniștilor care au venit și au pictat, care da, au fost da, germani. Întrebarea este și dacă ar fi avut bani comunitățile locale, da? Și dacă ar fi avut bani, oare ar fi apelat la niște pictori celebri, să ar fi trecut la o iconografie occidentală? Nu, pentru că iconografia bizantină este specifică ritului ortodox. Da, la, de exemplu, la cea din Lugoj au apelat doar la meșteri străini austrieci, dar în mediul rural au fost doar cei locali. Deci la adormirea Maicii Domnului s-au folosit, am spus la început, Johannes Lechner și Johannes Butner și pictorii nu i-am menționat, nu știu în cap, dar au fost toți austrieci venit din atelierele austriece, bineînțeles fiindcă finanțarea era mare. Da, germani au fost. Da. Austrieci, da. Germani. Deși germani, poate au fost și cehi, și slovaci. Cine știe, nu putem să spunem. Dar eu totuși consider că barocul a fost un element pe care a reușit să lege populațiile acestea diferite etnici și confesionale. În toată Europa Centrală. Nu numai în Banat. I-au legat? Da. Bun. Păi, da, dar aici în Banat avem totuși un mozaic mult mai diferit, spre deosebire de Transilvania sau... Da, dar dacă te uiți Europa Centrală, în general, Imperiul Habsburgic este un mozaic de, da, de da, popoare da, și da. De... Hai să le spunem etnii, popoare da, mai târziu. Da, și confesional. Și meritul a fost că a intrat pe un făgaș modernizator Banatul datorită integrării Imperiului Habsburgic și românii, și ortodoxi, că și sârbii erau ortodoxi, au intrat spre făgașul modernizator prin intermediul artei de a învăța și de a aceste școli de pictură. Marea problemă a fost și mai, nu vreau să dezbatem foarte mult chestia asta, este că abia la jumătatea secolului XIX dintre români să aibă acces la studii superioare de pictură. Pentru că diferența este foarte mare între iconari, zugraf, maler, da, de biserici, și pictori academici. Pictori academici vom avea dintre români abia la, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Da. Asta e marea... Dat exemplu doar de mediul rural. Da. Deci, în secolul XVIII avem doar mediul rural. Da. Bine, mulțumim. Vă rog. Da.